Pornim înregistrarea. Cine poate spune ce am învățat data trecută? Remiza forțată. Da! Corect. Yes. Pozi? Bravo, bravo. Deci... Mai acolo, Dani, că se vede. Ok. Am făcut o lecție în care am învățat, practic, cum să scăpăm din situații pierdute prin remiză forțată. Da? Și am învățat că remizele forțate pe care trebuie să le căutăm sunt repetarea de trei ori a poziției, paturile și pozițiile tipice de remiză. Da? Faceți-ți aminte. Astăzi, în schimb, am zis așa, deci am pornit înregistrarea, am pornit-o, nu v-am mai vorbit de mult despre al 11-lea campion mondial de șah. Care a fost al 11-lea campion mondial? Și considerat de mulți jucători și la ora, și la ora actuală, în orice caz, toți, absolut toți, spun că este în primii trei campion mondial din toate timpurile. Da, la Casa Tineret. Deci vorbim, vorbim despre Bobby Fischer. Robert James Fischer, care a fost campion mondial între 1972 și 1975. V-am pregătit două partide, jucate de către el la alb, în care vom vedea un sistem de deschidere, da? Dragonul. Din unde apare varianta dragonului? În siciliană, da? Și, de exemplu, aceste două partide au avut o influență foarte mare asupra mea, pot spune, pentru că eu, fiind jucător de dragon, bună ziua! După ce am vizionat modul de joc al lui Bobby Fischer în dragon, m-am hotărât să mă cam las de dragon, da? Deci, prima partidă este jucată în 1958. La revedere. În 1958, Bobby Fischer nu avea decât 15 ani. De fapt, Bobby Fischer are un record care nici la ora actuală n-a fost dobărât. Acela că a fost cel mai tânăr participant la un concurs interzonal. Concurs pentru desemnarea candidatului la titlul mondial. Deci în același an, după s-a calificat la acest interzonal, la interzonalul de la unde mai va fost ăsta, pe undeva prin tot în Serbia, nu contează. Și avea doar 15 ani. Niciun alt mare maestru până la ora actuală nu s-a calificat la un interzonal așa de tânăr. Deci partida asta, încă o dată, este jucată împotriva lui Ben Larsen. Ben Larsen, un alt mare maestru danez, care de asemenea a fost un jucător foarte puternic, deși, dacă vreți să știți, Ben Larsen, la un moment dat, era considerat al doilea jucător din vestul lumii, din vestul occidental, după Bobby Fischer. Dar diferența între ei a fost relativ mare. În meciul pe care l-au desfășurat în 1971, adică câți ani mai târziu? 58, mai târziu cu 13 ani, Bobby Fischer l-a învins cu 6-0. Deci, hai să revenim la partidă. E4, C5, Kf3, D6, D4, CD4, deci siciliană deschisă, calea pe D4, cal pe 6, cal C3. Asta este siciliana deschisă. Și în siciliana deschisă, negru aici este primul care poate opta pentru o variantă. De exemplu, când joci A7-A6, intri în varianta Naidor, care și la ora actuală este cea mai jucată. Dar la fel de bună, după cal C3, poate să fie și E7-6, varianta Pauser-Cal. Sau cal C6, Richter-Rauser.
sau Dragul. Mie îmi plăcea foarte mult Dragul. Și acum îmi place, dar... G7, G6. Dragonul este caracterizat prin faptul că negrul dorește să se aducă nebunul de câmpuri negre pe această diagonală mare și să-și facă rocadă tip cademată. Deci G7, G6, nebun E3, dezvoltare normală, nebun G7, vreau să fac rocadă. Apropo, aici există, ca să spun așa, de exemplu, când joc nebun E3, te poți gândi, bă, dar dacă cumva ăsta joacă aici cal G4, să-mi pună lăbuța ori pe perechea de nebun, adică să-ți iau nebunul din E3, ori să mai muți o dată din nebun, ceea ce n-ar fi bine. De fapt, cal G4 aici este o greșeală grosolană, pentru că după nebun pe 5 șah, pierzi calul. Deci n-ai decât nebun de 7, dar eu îți bat calul. Da? De aceea, în acest moment, negru joacă foarte bine nebun G7 și acum, într-adevăr, chiar ameninți cal G4, pentru că acel șah poți să mut regele la foc. De aceea, Bobby Fischer joacă F3, rocată mică, damă de 2, cal C6, nebun C4. Să știți că aici, de exemplu, dacă pui un calculator să gândească și să propună cea mai bună mutare, nebun C4 este a doua alegere a calculatorului. El zice că cea mai tare ar fi această rocadă mare. Dar nebun C4 are o logică, pentru că la rocadă mare eu cu negru pot juca D5. Ce v-am spus eu referitor la sicilian, în momentul când negru reușește în condiții bune să împingă pionul de la D7 la D5, chiar dacă îl împinge în două tempouri ca aici, poziția asta devine foarte lejeră pentru negru. Deci nebun C4, deși calculatorul zice în continuare și în zilele noastre că faci, dar nebun C4 are o logică foarte clară. Oprește D5. Nu mai poți să împingi D5-ul pentru că n-ar fi apărat decât de două ori și atacat de trei piese albe. Da? Așa, și aici calea pe D4. Nebunea pe D4, nebune 6. Asta e variantă teoretică. Să știți că și astăzi, 2023, tot așa se joacă. Varianta asta, da. Nebun B3, dama 5. Rocadă mare. Și vedem aici rocade pe flancuri diferite, da? Deci negru și-a făcut rocada mică, albu și-a făcut rocada mare. Cine considerați dumneavoastră că stă mai bine aici? Albu sau negru? Vă spun eu, răspunsul corect este cel care reușește primul să declanșeze atacul asupra regelui advers. Deci, practic, nu poți să spui în acest moment că există un câștigător clar. Fiecare va încerca să fie mai rapid în atacul pe flancul damei pentru negru și în atacul pe flancul regelui pentru alb. Dar din punctul meu de vedere, într-un fel, planul albului mi se pare mai ușor de dus la îndeplinire. B5. Totuși, negru este primul care declanșează atacul, da? Rege B1, B4. Cal D5, nebunea pe D5. Nebunea pe D5. Și aici Ben Larson greșește. Normal trebuia să bată. Calea pe D5. Da? Și după nebunea pe G7, rege G7, să-ți bată ăsta și să fie o poziție cât de cât. Așa. Dacă încerci să faci mutări de genul ăsta, e o prostie că-ți bat înapoi. Dar încă o dată, calea pe D5 ar fi fost răspuns corect aici. Negru, în schimb, joacă turc G8. Nu dorește să schimbe acel cal negru pe nebunul alb. Și Bobby Fischer zice, mersi, m-ai lăsat cu perechea de negru pe tal. Turc C7. H4. Deci observați planul albului, care este pur și simplu destul de clar din punctul meu de vedere, să împing G4 și H5.
eventual pot să împic H5 și fără a mai împici ceva. Și să deschid această coloană H pentru turnul meu din H1, care s-ar dovedi, după ce acea coloană s-ar dovedi deschisă, ar fi o piesă activă fără a fi mutat deloc. Damă B5. Cu ce scop este asta făcută, Alex? Deci dama 5 pe 5. Ce ți-a spus eu pe parcursul unei partide? Când adversarul îți face o mutare, nu faci mutarea ta până nu înțelegi rostul mutării adversarului. Vreau să-mi spui și mie care e rostul lui dama B5. Că dacă nu, stăm aici până la 8 de seara, când înțelegi rostul acestei mutări. Ziana. Uite că te ajută, da. Help, help, help. Deci, încă o dată, fiecare este foarte, foarte necesar pentru fiecare jucător să atace pe flancul unde e regele advers. Dar în acest fel de poziție, atacul, de fapt, se realizează cu buldozerile. Mai precis, cu pionii. Când joc damă B5, mi-am eliberat drumul pentru pionul acesta, care va încerca să joace A7, A5 și pe urmă A4, să atace acest nebun de la B3. Contează foarte mult viteza aici. H5. Deci ăsta îi dă pur și simplu un pion, nu mai știu să deschid. Turn C8, HG6, HG6, evident că nu puteți să bați cu pionul, că era legat pionul, da? E 4. Și al doilea pion vine. A5. Fiecare atacă în disperare pe flancul unde este regele advers. Este un fel de cursă contra cronometru. Și de obicei astfel de atacuri sunt în favoarea celui care atacă mai repede cu pionii. G5. Cal H5. Ți-am pus dop. Zice... Mai, na, că mai ai tu coloană deschisă. Turn ea pe H5. Când faci un astfel de sacrificiu, cum se cheamă acest sacrificiu, David? Când dai un turn pe o piesă ușoară. Cum se cheamă? Sacrificiu de ca... Ai, mă, fi și tu calitativ odată, odată pe ședință. Sacrificiu de cali... Fii calitativ! Ce lecție face? Sacrificiu de calitate! Haoleo! Deci turnea pe H5. Dacă faci un astfel de sacrificiu, trebuie să ai și puțin calcul, pentru că dai 5 și nu iei decât 3. Dar acest sacrificiu aici este foarte justificat, numai și numai datorită faptului că dintr-o dată atacul albului prinde aripi. GH5, ce a mutat cu albul aici? Cu albul? Da. Cum se cheamă pionul ăsta? Le? Da. Legat. Da. Dar poți să-ți-l bat așa? Nu. Nu. Dar poți să-ți fac pipi on the pipi pe el? Adică să pui presiunea pe piesa legată? Da, bam. G6. E5. Nu. Bat cu șah. N-ai timpul că să-mi iei nebun. Rege pe 8. Nebune 3. Deci zici la prima vedere, băi, fratele meu, ești varză cu cârdanță. Cu net. Pentru că am dat mâia pe D6 cu mat. Pionul ăsta este apărat. Da, da. De asemenea, și amenințarea nebun H6 cu șah și una de damă G3, damă G5. Iar tu ai, ești mult în urmă cu atacul, pentru că până joci tu a patru chipurile să mi pe ăsta, trebuie cel puțin două tempouri. Și aici sunt mai multe continuări pentru negru. Ben Lansen alege înaintarea de 6 de 5. Dar hai să le luăm pe rând. Deci dacă joci a 4, damă de 6, turnă 7, unica la părinți, ce-a jucat cu albul, da?
Deci, da, doar, luăm cele trei mutări candidat pe care le avem la dispoziție. Deci, a patru. Dama ia pe D6, cu șah. Singura posibilitate, turne șapte. Da, ce ia joacă? Nu, că iau cu rege. Dar cum poți să-i cu rege? Uite așa. Da, exact. Da. Nebun G5. Nu. Dama de 8. Etena. Păi dacă ești mort. Dar chiar, adică pe ultima linie. Yeah. Te-a pus față în dama. Așa. Da. Nu așa, păi da. Nu, oricum, cu orice, că trebuie să dea dama. Da, nu, nu bună. Nu. A, nu, stai să nu ți-l dau. Nu, mai așa. Nu, că l-am pus. Ah, da. Poți să bași așa, da. Chiar, așa. Și am un nebun în plus. Să ne uităm, deci, suntem în acest moment, deci A4 nu mergea. Turn de 8. De ce să nu ți-l apăr? Pe urmează, mutarea era altă, nebun H6. Și își grog aici. Pentru că am atât damă G5, dar am și nebun G7, șac, rege G7, urmat de damă G5. De aceea, în partidă, Larsen încearcă D5. Urmează însă E4 ia pe D5. Turnea pe F7. Uite că mi-a dispărut pionul, parte periculos al albului de pe F7. Urmează însă D6. Un pion foarte liber, turn F6. Nebun G5, damă B7, bate, D7. Observați cum atacul negrului practic a devenit... N-a mai avut timp să declanșeze. Practic negru a rămas cu atacul nedeclanșat. Pe când albul a făcut ce a vrut cu el. Turn de 8. Damă de 6-7. Și aici negru cedează. Păi n-ai decât să joci rege G7, turn G1. Și ți-l iau pe ăsta. Nu e cu mat, va fi cu mat, oricum, da? A doua partidă este jucată 14 ani mai târziu, la Olimpiada de la Varna. În prima rundă, din nou, Bobby Fischer este cu alb. Din nou aceeași deschidere, care încă o dată se cheamă varianta dragonului din siciliană. E4, C5, calfe 3, D6. Partida este identică până la un moment dat. Ia uitați-vă. D4, CD4, calde 4, calfe 6, calce 3, pion G6, nebune 3, nebun G7, F3, este că se juca la fel și mai înaltă, nu? Da. Calce 6, damă de 2, rocadă mică, nebun C4, tot la fel pentru a opri acest D5, dar aici cel care este la negru era un maestru internațional, dar nu mai știu, era de o naționalitate din asta mai ciudată, ei joacă aici cal de 7. Columbian, am impresia. Ce a jucat Ben Larsen aici? Cine și-a duce anume? În partida în care o arătai până acum. Singurul care nu trebuie să răspundă la întrebarea asta e Ciprian, că el veni mult mai târziu. Dar voi, fusărăți atenți, spune. Ce a jucat negru aici? Evident că a jucat cal de 4, nu? Vă aduceți asta. Tu trebuie să știi că, bă! Și după nebun de 4, dama 5. Nu așa s-a jucat. Ba da. Cine? Deci aici, atenție încă o dată, columbianul ăsta sau ce-o fi fost, chilian, columbian, bavarez, nu. Chinez. Joacă aici, încă o dată, după nebun ce 4, joacă aici cal de 7. Ca să-și elibereze, adică acest nebun, să el să participe și la atacul regele alb. Pentru că își dă seama negru aici că, într-adevăr, albul va face rocadă mare.
și din nou urmărim din partea albului același plan care îl văzurăm și în prima partidă. H4, H5, da. HG6, atac pe coloana H. Negru, deci, adoptă aici un alt fel de plan de atac al regilor, care constă în următorul. Calb B6, să atac nebun. Trebuie să pierzi un temp. Nebun B3 și acum cal A5. Am făcut cu, cu săgeți galbene planul lui, care constă în faptul să-mi aduc calul din B6 la C4, să-ți atac simultan și nebunul de la E3 și dama de la D2 și pe urmă să-ți bat nebunul ăsta, să te las fără pereche de nebun și eventual pe urmă să-ți bat și cu acest cal al doilea nebun, să te las fără niciun nebun pe tablă. De aceea Bobby Fischer, ca să oprească, în primul rând, Bobby Fischer vrea să rămână în primul rând dintre cei doi nebuni cu ăsta pe tablă. Ăsta e cel mai valoros pentru el. Ăsta este cum este, dar asta este doar o piesă de atac. Doar de atac. Asta este o piesă și de atac și de apărare. De aceea mă obișnuiam pe aici. Damă, de trei. Cu ce scop, David? Aole. Zi, aoleole. Deci damă de trei. Ești cu negru. De ce mi-a jucat albul damă de trei? Nu, Doamne, iată-mă, că oricum era apărat de calul și, și de dama la de doi. Nu mai poți să, opri, să îți bagi acest cal la C4 pe care îți avea două bătăi. Deci, încă o dată, aici v-am spus planul negrului, David, fiate, planul negru este ca întâi acest cal să ajungă la C4, face furculiță la damă și nebun, și după ce îți va bate pe ăsta, îți va bate și pe celălalt. Deci damă de 3 oprește orice cal C4 la orizont. Da? Nebun de 7. Și acum Bobby Fischer, după ce își asigură o oarecare întârziere a atacului negru, începe el primul, H4. Cu aceeași idee ca și în prima partidă. Turcio stă bine acel turn acolo? Da. Este o piesă activă, foarte periculoasă. Dar Bobby continuă. H5. Cal C4. Vezi că până la urmă, aducând un turn la C8, a putut până la urmă să-mi aduc acest cal la C4. Sincer. Bobby nu îl bagă în seamă. HG6. De ce? Pentru că întâi bat. Că această captură e cu tempo. Dacă îmi bați, dacă îmi bați aici întâi la E3, da, chiar ce? Îți bat aici. Da, chiar, da, da, da. Și când vii aici, că nu poți să-l bați cap și nebun. Cum să nu mai știi de ce mi-e decis? Poți să-ți bași aici și poți să ți-l iau și pe banul, să-ți dau șah. Da, încă un șah, dar am putea două să... Și să-ți bași aici? Ba da. Nu, de ce am dat? Păi cum să dau damă? Deci nu, vă arăt așa, din pură imaginație. Deci, efectiv, aici tu trebuie să bați acel pion, da? De asta, de iar. Asta e o mutare cu tempo. O mutare care silește pe negru să răspundă la amenințarea pe care tu ai creat-o. Mai precis, GF7 sau GH7. Amândouă sunt periculoase, dar mai ales GF7. Deci, și ca să vedeți ce înseamnă șahul câteodată. Calculatorul zice așa, că dacă bați așa, albul stă puțin mai bine, dar negru se poate apăra. Dar dacă bați așa, negru intră în poziție disperată, dacă nu chiar pierdut. Deși, ce v-am învățat eu ca doi jucători care sunt? Tot timpul pionii respectă regula pieselor. Cu cât sunt mai aproape de centru, sunt mai valoroși. De aceea Ben Russell, fără să se gândească, bate cu H-ul, care nu a fost bun. Și urmează un atac monstru, nebun H6, evident. Încă o dată, să schimb nebunul de cazemat. E6. Din nou, asta e o nouă inexactitate care îi mărește și mai mult șansele de câștig ale albului. Trebuia să joace 5. E6 este o pierdere de tempo, pentru că după nebun F4, ce rost are acest F4? Nu știu.
Păi uite-te, bare, la săgețile care le fac pe tablă. Deci dama să se transfere dintr-o singură mutare pe flancul regelui, să facă baterie damă tur, pe urmă să-ți bat, să-ți bat nu, că nebunul oricum e apărat. Cu ce l-aperi dacă muți pe pat? Păi nu, răspunsul corect, nu l-aperi. El oricum e apărat, nu. Planul acestui pe patru este ca să-i facă loc damei de transfer rapid pe flancul regiului. Da? De aceea, încă o dată, aici, încă o dată, negru își dă seama, săracul, că a gafat-o și a pierdut tempou cu aceste 7-6. În momentul când a jucat E6, mi-am închis diagonala nebunului. Și după F4, nebunul acesta totuși trebuie să păzească acest câmp de la H3. Dacă lași dama albă să ajungă acolo, te face praf. Și săracul bolivian sau ce-o fi, joacă E5. Mai poți să joci damă cu H3? Nu. No. Și ți-am atacat și cal, nu? Cu piorul. Dar Bobby bate întâi nebunul de cazemată. A, nu, joacă direct cal pe 5. Ia și cu bătul. Deci cal pe 5. Deci am ajuns în faza tactică a acestei partide, pentru că la prima vedere, ăsta e un sacrificiu de piesă. Dar ce vede săracul negru, că nu poate să bată acela? Deci, încă o dată, G5, nebun G7 și își bat. Rege G7, damă G3, rege F6, șah, rege E6 și mat de pion. Rușinică. Deci nu poți să bați, nu poți să bați acel cal cu pionul, pentru că ți-ai distruge complet scutul, care oricum din scut lipsește pionul de la H7, da? De aceea ăsta săracul, în disperare de cauză, bate acel cal, care acel cal totuși nu putea să fie păstrat acolo. Nu ai cum să-l suporți cu negru, că ți-aș bate nebunul din H6. Iar dacă bați tu, îți bat cu șah. De aceea îl bate cu nebunul. Nebunul ia pe F5, ei ia pe F5, dar asta e un fel de atac la liber aici. Adică negru-i pierdut aici. Și să luăm din nou mutări candidat care le are la dispoziție. Nebunul ia pe H6. Păi după turnul ia pe H6, urmează damă H3 sau turn de DH1, s-a dispărut nebunul de cazemată, câmpurile negre sunt de invadat. Ce mai este aici? Dacă joc damă de 7. Urmează nebunea pe G7, regia pe G7, F6 și șah. Trebuie să-l bați. Că dacă îl bați, atenție, dacă te duci în spate, oricum calul ăsta va intra aici și pe urmă cale 7 șah și trebuie să dai dama pe cal. Deci trebuie să-l bați, dacă calul ăla tot vine acolo, rege înapoi, turn H7 șah. Poți să-l bați? Dar de ce nu poți să-l bați? Bine, fuți! Dar nu-i bine. Da, poți să-l bați. Șac și damă, da? Da. Deci furculiță de cap. Deci văzând toate aceste variante în partidă, negru încearcă o ultimă șansă de-a lui. Pentru că, într-adevăr, în momentul când deci nu joacă damă de 7, nu joacă negru H6, îi joacă calea pe B2. Și vreau să înțelegeți un lucru. În momentul când ești în poziție pierdută sau mult mai slabă și stai la pierdere, tot timpul trebuie să complici lucrurile pe tablă. Adică să dai cu ele de cărți în stânga, în dreapta, să lași toate principiile deoparte, să încerci să complici poziția astfel încât adversarul să nu mai înțeleagă nimic. Asta face din acest punct de vedere negru aici. Și are și o idee. Deci după regia pe B2 trebuie să bată acel cap, care mi-atacă simultan și dama și turnul și mi-a luat un pion. Dar uitați ce gândise negru aici.
Că îi joacă E4. Deci atac de damă, iar acest nebun are diagonală deschisă și zbăbate calul de la C3, care este atacat de două, și de tur și de nebun. Și uitați și joacă Bobby Fischer aici, nebunea pe G7. Și zici, păi bine, bine, dar nu ți-au damă? Că problema cea mare, să țineți minte aici, după nebunea pe G7, negru cedează. Dar voi vă puteți întreba, de ce naiba cedează, bă, că ți-au damă? Ia să vedem. Dar chiar... Dar chiar... Ce joci aici? Zi, David. A, știu, știu, gata, zi, zi. Turn H8 îți iau nebun. Domnul era pe 7, dar nu ia. Îți ba, exact. Turn H7. Tu mai puteai la nebun pe 7, dar n-am pun. Nu, no, pion pe 6. Dar ce este asta, domnule? Păi, el văzui ideea. Turn H8. Dar atunci nu poți să joci direct un H8, că îți bat nebunul. Dar acum cu acest pion pe 6, îmi apăr nebunul acesta și acum voi juca imparabil tur H8. Mai poți să tragi mâța de coadă doar de genul ăsta. Să bați cu dama, dar eu tot îți bat dama și tot bate. Da. Nu? Da. Deja a început să te uiți la ceas? Nu. Ba da. Domnul și vă știu. Pe care e 35. Și ce dacă începe până la și 10? Că s-a până la 40? Mai avem 5. Bine, hai. Avem 10. 10. Vă mulțumesc din suflet. Din suflet, da? Suflet. Domnul să merge, să luați pe voi. E luat.